Lectura, prietena mea. Ai carte, ai parte, este proverbul pe care adeseori mi l-au spus ca îndemn învățătorii, părinții sau bunicii. Mi-amintesc și acum cu mare plăcere prima mea carte de colorat. Aveam vreo 5 ani, am răsfoit-o cu mare plăcere și nerăbdare. Imagini după imagini se vedeau în fața ochilor mei. Am colorat pe rând, pe albă ca zăpada, Rapunzel și pe cenușăreasa. O altă zi specială pentru mine a fost prima zi de școală. În clasă mă aștepta pe masă abecedarul. Când l-am văzut, m-am dus în bancă, curioasă să mă uit prin el. În fața mea îmi treceau fel de fel de semne încurcate. Doamna învățătoare ne-a spus că în acel an școlar vom învăța să dezlegăm tainele textelor literare. Iar acum, uite-mă, sunt elev în clasa 7-a și pasiunea mea este să citesc. Participi la concursul Electura pentru mine, pentru că îmi place să citesc mult cărți. Acest concurs m-a ajutat să înțeleg că pot citi și în alte feluri, nu numai în modul tradițional, cartea. Computerul și e-reader-ul sunt surse bune pentru a citi și a-ți îmbogăți cunoștințele, a afla lucruri noi, dar preferatul meu rămâne tot modul tradițional. Acest concurs m-a făcut să înțeleg cât de importantă este lectura pentru un elev. Acum vorbesc și scriu mai corect. Pot cu o mai mare ușurință să aștern pe hârtie și să transmit prin viu grai gândurile pe care le am. Sunt mândră să am în carte un prieten atât de bun și mă bucur că ne-am cunoscut. Le recomand și celorlalți elevi să descopere prietenia cărții și să păstreze o relație îndelungată cu ea.